Parohiile ortodoxe, în colaborare cu Colegiul Tehnic din Rădăuț și Fundația Sfinții Martiri Brâncoveni Suceava, au organizat astăzi Marșul pentru Viață, dorind ca prin această acțiune să afirme dreptul copiilor nenăscuți de a se naște și a se bucura de viață. Asupra gravității acestui păcat, care este crimă, se consideră în lumea actuală că ceea ce se zămislește în fecele mamei nu este o ființă umană, ci este un produs de concepție, o eroare în care cad cei mai mulți. Păcatul fiind o boală generală în lumea de astăzi, îl face pe om să cadă în nesimțire după umiliație și aproape că nu mai realizează gravitatea păcatului. De aceea, ceea ce am făcut noi în seara aceasta se constituie într-un semnal de alarmă asupra gravității acestui păcat. Spuneam că avortul este crimă. Și crima nu este decât un atentat la chipul lui Dumnezeu din om. Căci din punct de vedere teologic, prin crimă, ce se produce? Decât desfințarea chipului lui Dumnezeu din om. Prin crimă se vrea ștergerea sau desfințarea chipului lui Dumnezeu din om. De aceea, avortul este un păcat împotriva Duhului Sfânt, împotriva lui Dumnezeu. Și este cu atât mai grav cu cât se îndreaptă împotriva lui Dumnezeu. Și din punct de vedere juridic, avortul este o eroare. Căci nu poți să iei ceea ce nu ai dat. Nu poți să iei dreptul la viață a unei ființe care tocmai s-a zămislit din moment ce nu ai dat acel drept. Nu mai vorbesc din punct de vedere biologic. Ce traume trăiește mama sau femeia care săvârșește acest păcat.